Bună ziua tuturor! Așa de privilegiat mă simt și eu că nu o să mai pot vorbi. O salut aici pe Corina Șuteu, prietena mea. Dacă s-a făcut, dacă a vorbit Elvira de Poneiul Roz, creierul este ea. Îl salut și pe Neagoe, care stă lângă ea și care era în echipa de la New York când a izbucnit acest scandal, pe care l-aș defini în felul următor. A fost criza în care, prin care cum să-i numesc într-un fel care să nu fie injurios, nu știu, cei oficialii binegânditorii, patrioții au aflat că există și o altă poziție față de cultura română care nu o privește din perspectiva oficializării și naționalizării ei. Și această criză se numește scandalul Poneiului Roz. Partea filozofică a acestui scandal este că brusc oficialitățile s-au trezit că le scapă din mâini mecanismul prin care tot ce e cultură de valoare sau națională sau de promovat în străinătate și așa mai departe, trebuie să treacă prin mâinile lor, prin grilele lor de interpretare și dacă nu trece, nu există. E bine, au văzut că există și lucruri care nu trec prin mâinile lor și asta i-a nebunit. Asta e scandalul Poneiului Roz. Mulțumesc Elvirei, mulțumesc lui Edmond pentru invitație. M-am gândit când Elvira mi-a propus asta, că când e vorba de tradiție, lumea se gândește la mine pentru că sunt văzut ca un soi de conservator reacționar, un tip de ăsta care e bun să vorbească despre lucrurile trecute cu o perspectivă care irită pe cei care sunt în avangardă, care sunt progresiști, care sunt la zi, up-to-date și așa mai departe. E o viziune asupra mea care mă irită. Cu Corina am vorbit acum câteva zile și lung la telefon și am spus cât mă enervează chestia asta să fiu considerat conservator, reacționar și mai știu eu ce, din perspective care nu sunt niciodată analizate critic sau inteligent, măcar, dar minte cu subtilitate, și într-un fel care mi-arată parte din dificultatea sau defecțiunea acestei lumi în care noi trăim și care nu se redumă neapărat la Dragnea. Mă gândeam când Edmond spunea că vremurile sunt nasoale și așa mai departe, în anii 90 suna foarte mișto să spui Jos Iliescu. E una dintre sintagmele care, odată rostită, cădea în inimă. Era ceva care mă răcorea extraordinar. Dar să zici Jos Dragnea, parcă s-a schimbat ceva. Parcă nu e la fel de rewarding să strigi Jos Dragnea. Dar Jos Iliescu era... Se lipea, era ca așa, pac! Deci, da, timpurile sunt nasoale, dar nu numai la noi. Sunt timpuri foarte stranii și parte din stranietatea timpului pe care îl trăim noi astăzi ține și de felul în care vă voi prezenta tradiția. Ce am să fac este următorul lucru. Vreau să știu la ce vă așteptați. Voi spune de unde vine cuvântul tradiție, pentru că întotdeauna cuvintele au în ele, în istoria lor, o înțelepciune care aruncă o bună perspectivă asupra lucrului pe care acel cuvânt îl desemnează. Și am să prezint foarte succint câteva interpretări ale tradiției,
Una unui autor care nu-mi place este un marxist, Hobsbawm, un istoric impenitent care a admirat Uniunea Sovietică până în ceasul în care a murit. O altă este poziția lui Karl Popper, care e apropiată de a mea. Și am să încerc să arăt care sunt cele trei etape, după părerea mea, în care ideea de tradiție se configurează. Ceea ce vreau să fac aici nu este o apărare a tradiției, ceea ce vreau să fac este o clarificare a noțiunii de tradiție, a felului în care s-a construit cuvântul prin care o desemnăm și ce ascunde, ce închide el, și, doi, modul în care în istoria noastră tradiția s-a constituit într-un anumit fel. Lucrul cel mai important, de fapt, este clarificarea. Clarificarea e de multe feluri. E clarificarea intelectuală. Pe asta o înțelegem bine, pentru că atunci când la școală mergem, suntem întotdeauna într-un angrenați, suntem împinși, suntem invitați într-un proces de clarificare. Când înțelegi o problemă de matematică, de exemplu, mintea ta se clarifică, adică se luminează. Există apoi, dincolo de claritatea intelectuală, care înseamnă de fapt a înțelege ceva, există claritatea morală. E un lucru despre care nu se vorbește în școală și care este mult mai important, după părerea mea, decât clarificarea intelectuală, pentru că cumva clarificarea intelectuală decurge din claritatea morală. Claritatea morală este să ajungi la înțelesul moral al faptului că poziția politică adecvată este jos Iliescu. Claritatea morală este să ajungi la înțelegerea faptului că o anumită poziție politică trebuie susținută. Prin urmare, ce am să fac aici nu o să fie o apărare a tradiției, ci o clarificare a noțiunii și a felului în care ea, noțiunea, ne folosește pentru a descrie procesul în care noi suntem cultural și istoric angrenați. Asta am să fac. Ca toate cuvintele importante ale culturii noastre, și tradiția vine din greacă sau din latină. În latină vine din greacă, dar nouă ne vine din latină. Și cuvântul tradiției vine de la un substantiv care este chiar traditio, traditionis, este un substantiv feminin, care înseamnă, o să vă spun imediat ce, și care el însuși face dublet sau este derivat dintr-un verb care este trado. Trado, tradere. Grecii și latinii foloseau, enunțau cuvintele nu prin infinitivul prezent, ci prin persoana întâia a indicativului prezent. Ei spuneau eu cu tare. Trado înseamnă eu. Și acum o să vă spun sensurile, pentru că sensurile sunt foarte interesante, e un cuvânt complex, nu e un cuvânt care înseamnă același lucru. Ca să aveți deja o idee asupra conținutului lui, că evident știți ce este tradiție, în uzul obișnuit al limbii, gândiți-vă că verbul englezesc trade, to trade, care este aceeași formă la substantiv, așa, vine din același radical, din trado. Deci, a face comerț, a schimba o marfă pe o alta, vine din radicalul din care provine și cuvântul tradiție. Deci, traditio traditionis, care este un substantiv feminin, înseamnă faptul de a transmite, de a remite, de a preda ceva, nu de a preda în învățământ deocamdată, de a preda un obiect al cuiva, de a livra, de a duce un obiect dintr-un punct în altul unde el este așteptat.
înseamnă livrarea, predarea unui oraș. Atunci când el se predă. Asta este traditio traditionis. Verbul trado înseamnă a transmite, a livra, a da mai departe, dar și a se încrede, a împuternici. Înseamnă a lăsa în urmă, înseamnă a încredința ultima voință prin testament urmașilor. Tehnic, juridic, la Gaius, de exemplu, care este tradus la noi, s-a tradus nu știu când, instituțiile lui, în comentariul al doilea, se folosește cuvântul, verbul trado, pentru a desemna încredințarea prin testament a uzului unei proprietăți. Adică este un transfer de uz de proprietate. Dar mai înseamnă și a se preda, înseamnă a trăda și înseamnă a lăsa moștenire. A trăda pentru că traditor, traditoris, este un substantiv masculin în care noi, ca vorbitori de limbă română, înțelegem imediat cuvântul trădător. Cuvântul trădător, cuvântul tradiție, vine în limba română ca și în limba franceză, din același radical care este verbul trado. Eu schimb ceva. Eu las în urmă ceva. Eu împuternicesc pe cineva. Eu remit un obiect către un altul și așa mai departe. Trădătorul și tradiția vin din același cuvânt. A se preda, în sensul de a preda prin trădare un oraș sau un obiectiv inamicului și a lăsa în spate ceva sub forma unei voințe care împuternicește un transfer de proprietate, vine din același cuvânt. Asta este foarte interesant. Limba întotdeauna este ceva extraordinar de inteligent, mult mai inteligent decât noi ca vorbitori a ei. Acum, cum e construit cuvântul traditio? Este construit din trans, din Transilvania, care înseamnă dincolo, peste. Transilvania este țara de dincolo de păduri. Deci din acest trans, care înseamnă dincolo, peste, și do, dare, în dare, în infinitiv, recunoaștem imediat ce este do. Eu dau. Do este indicativul prezent al verbului a da în latinește. A da peste, a da dincolo. Deci tradiția, în sens etimologic, înseamnă aceste lucruri pe care le fixez repetând în felul următor. Înseamnă a lăsa ceva în spate, înseamnă a prelua ceva și a-l duce dintr-un loc în altul, înseamnă a transmite și a schimba, nu a schimba din A în B, ci a schimba produse, ca în englezul trade. Înseamnă a transfera un drept de proprietate prin voință legatară. Asta înseamnă tradiție din punct de vedere al sferei de cuprindere a cuvântului. Etimologia este foarte lămuritoare pentru că noi, de fapt, deși în limbă folosim un sens mai degrabă decât un altul, de fapt, și asta este inteligența implicită a vorbitorului de limbă, de fapt, noi folosim foarte inteligent toată sfera lui, fie că știm, fie că nu. Asta face bogăția vorbitului unei limbi de către un vorbitor competent.
Să mă refer la un vorbitor incompetent care conduce guvernul acestei țări? E banal. Și acum intrăm în analiza, ca să zic așa, istoric și filozofică a termenului tradiție. Ce înțelegem noi prin tradiție? Păi, depinde. Depinde dacă suntem moderni sau nu. Cuvântul tradiție a căpătat un sens care îl face determinant sau important pentru noi, numai și numai pentru că noi suntem moderni. Prin urmare, a înțelege ce este tradiția este a înțelege ce înseamnă a fi modern. Aveți o idee ce înseamnă să fii modern? Gianni Vattimo. Sunt două feluri de a da o definiție modernității. Una este prin trăsături. Asta e o definiție esențială. Adică sunt trăsăturile care caracterizează această dihanie, care este modernitatea. Sau, sunt trei, o definești prin instanțieri. Tipul de definiție, ceva este atunci când. Tipul ăla de definiție despre care se râde că e o definiție proastă. Nu e chiar proastă. Deci, definiția prin instanțieri. Și a treia este definiția autoreferențială, care nu este o tautologie, ci este cercul hermeneutic, ca să zic așa. Și am să vă dau trei definiții pentru modernitate, ca să lucrăm cu ele. Prima, prin trăsături esențiale. Ce înseamnă să fii modern? Potrivit cuvântului, modern este un cuvânt care vine dintr-un adverb, modo, latinesc, și este construit, modernus, e construit în evul mediu, să știți. O să vă spun mie cine erau primii moderni. E construit după modelul hodie, hodiernus, de azi, azi. Modo înseamnă de acum. Modernus este cineva care este de acum. Este acum prezent. Unul care este recent. Cineva care se definește prin faptul că este de acum. Primii care au spus despre ei că sunt moderni în secolul al XII-lea erau medievalii. Ei se desemnau pe ei ca fiind moderni. De ce? Pentru că aveau ceva de lăsat în urmă, sau mai degrabă era ceva în spatele lor despre care ei știau pertinamente că, deși îl venerează, deși au tot respectul față de el, ei nu mai sunt acolo. Ei trecuseră de acel lucru și îl lăsaseră în spate. Acel lucru erau timpurile vechi, adică antichitatea. Ei știau că provin din antichitate, dar că ei nu mai sunt antichitatea. Față de antichitate, ei sunt de acum, adică ei sunt moderni. Foarte greu s-a înțeles că definiția prin acum este o definiție care implică temporalitatea. Și că esența modernității este un anumit raport cu modernitatea. A fi modern înseamnă a fi din timp. A fi făcut din timp. Spre deosebire de antici, care nu erau în timp, erau în spațiu, ca să spun așa, și care erau făcut din substanțe pipăibile. Erau făcuți din spațiu. Noi suntem din timp, dar noi începem cu acea conștiință de sine a omului față de antichitate care îl face pe el să se desemneze ca fiind de acum. Adică noi începem în evul mediu. Și faptul că noi nu avem conștiința că începem în evul mediu, ci că începem în secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea, face
interesul, dar și dificultatea noțiunii de tradiție. Pentru că este o conștiință falsă a rupturii, adăugată pe un continuum a cărei origine este refuzată. O să vă spun imediat ce înseamnă asta. Deci prima definiție a modernității este aceea care decurge în mod esențial din denumirea ei pe care tocmai am enunțat-o, prin instanțieri. Modernitatea înseamnă, și modernitatea este contradictorie din capul locului, pentru că, și vă avertizez, când spui modern, te gândești la cultura modernă, la arta modernă, adică la modernism. Dar modernitatea nu se identifică cu modernismul, deși modernismul este o consecință a modernității. Iar uneori modernismul este împotriva modernității. Cum sunt mari scriitori moderni reacționari. Selin este un mare scriitor modern care este un reacționar. Când apar mari poeți moderni, ei sunt împotriva societății lor și cumva în favoarea spiritului ei. Este cazul lui Baudelaire, care critică, are un dispreț suveran, de-aia își vopsește părul verde, de-aia când se duce la restaurant spune ce doriți și el spune creier de copil. El vrea să șocheze acea lume pe care o detestă, o detestă prin instanțierea ei socială, burghezul și așa mai departe. Dar în același timp este fascinat de ceva din această epocă pe care îl zugrăvește în eseuri faimoase, pictorul vieții moderne, de exemplu. Deci fiecare modernist este un antimodern. Pentru că modernitatea este complexă din capul locului și presupune asumarea unor poziții care sunt nereconciliabile platonician sub forma unei unități, coeziunea dintre adevăr bine frumos, cum era idealul antic. Deci, ce este modernitatea? Modernitatea este ceva care pune să funcționeze patru elemente fundamentale. Una, are o presă foarte proastă astăzi, printre progresiști cel puțin, capitalismul. Capitalismul înseamnă, de fapt, dincolo de acest cuvânt care a devenit, grație lui Marx și a tradiției socialiste, ceea ce nemții numesc ein Schimpfwort, un cuvânt de ocară, capitalismul înseamnă, de fapt, ordinea socială, a proprietății private și a libertății individuale. Cine este împotriva capitalismului va trebui să se declare împotriva acelui tip de ordine socială care decurge din proprietatea individuală și din libertatea individuală, din care decurge libertatea schimburilor. Deci o poziție dificilă pentru cei care sunt împotriva capitalismului și care nu identifică capitalismul, așa cum Baudelaire făcea cu epoca lui, cu burghezul, cu capitalismul, cu băncile, cu exploatarea, cu nu știu ce. Prostii. Deci, primul lucru este, primul, este capitalismul, cu acest înțeles. Al doilea este un raport nou între individ și stat, care are multe formulări. Una este statul de drept, Rechtsstaat. Altul este drepturile omului. Altul este rule of law, cum spunea Locke. Altul este, cum spunea Montesquieu, diviziunea, nu? Separarea puterilor în stat. Altul este, cum spun americanii, părinții fondatori, checks and balances. Astea toate înseamnă următorul lucru. Este un raport dintre individ și stat în care dreptate întotdeauna are individul, de aici formula liberalismului clasic, dar are dreptate într-un aranjament legal în care nimeni nu este deasupra legii și fiecare dintre puteri este echilibrată de o alta care o controlează și o ține în frâu. Asta este formula liberalismului clasic.
Deci al doilea element fundamental este acest nou raport între individ și stat. Al treilea este ceea ce numim secularizare, care este un raport între sfera religiosului și sfera secularului, în care nici una dintre elemente nu o învinge pe cealaltă. Dacă religiosul îl învinge pe secular, avem o teocrație care nu-i formula modernității. Dacă secularul îl învinge pe religios, avem formula fie a neopăgânismelor, care este varianta nazistă, fie ateismul științific al comuniștilor, care instaurează un regim de teroare. Deși prin secularizare se înțelege de regulă eliminarea religiosului din sfera publică, acest înțeles este greșit din punctul de vedere al descrierii modernității. Modernitatea este ceva care spune, potrivit vorbei evanghelice, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, o separare a puterilor în cosmos, legitimă, în care religiosul nu subordonează secularul, iar secularul nu elimină religiosul. Asta înseamnă, de fapt, secularizare. Și este o invenție a modernității. Sau o descoperire. În fine, ultimul, deși nu este deloc ultimul, este ceea ce numim știință modernă a naturii. Știința modernă a naturii înseamnă, din punctul de vedere al facultăților sufletești, faptul că rațiunea devine dominantă în raport cu imaginația, ori cu datele senzoriale, ori cu memoria și așa mai departe. Rațiunea este cea care domină mintea, domină arhitectura sufletească a omului și rațiunea înțeleasă într-un fel specific, particular, care se numește raționalitate științifică. Fie că suntem iraționaliști în secolul al XIX-lea sau al XX-lea, fie că suntem raționaliști, noi toți acceptăm premiza fundamentală a raționalismului științific. Așa suntem construiți ca moderni. Și nu putem ieși din această formulă nici măcar atunci când criticăm rațiunea. Atunci când Pascal, bună oară, în secolul al XVII-lea, un întemeietor al modernității de toate felurile, pentru că el a fost și capitalist, ultima lui faptă, în ianuarie 1662, el a murit în august 19, a fost să pună pe picioare o întreprindere capitalistă de transport în comun în Paris. Ceea ce a fost un mare succes de care îmbina atenția față de om, care lui venea din creștinism, cu această dihanie nouă care era capitalismul și care era un mod de a crea o ordine socială a proprietății private și a libertății individuale. Deci când Pascal refuză rațiunii dreptul de a se pronunța asupra ceea ce el numește rațiunile inimii, el când vorbește de îndreptățirea inimii folosește tot cuvântul rațiunea inimii și declară că este superioară, dar într-un fel în care numai rațiunea poate să-i stabilească această superioritate. Pentru că așa sunt modernii, în sufletul modern rațiunea domină. Chiar când sunt iraționaliști. Și am făcut aluzie firește la curentul iraționalismului francez din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Iraționaliștii, așa zicând, ai secolului 20, uitați-vă la Heidegger, care după unii este un iraționalist, după Georg Lukács, marxistul, ține de distrugerea rațiunii, felul în care filozofia lui Heidegger sau a lui Nietzsche, dar ei toți folosesc rațiunea pentru a o detrona sau pentru a-i arăta limitele. Ceea ce nu este abordarea grecilor atunci când vor să detroneze rațiunea. E complet diferit. Dar n-avem timp să vorbim despre asta. Astea sunt cele patru trăsături prin care modernitatea este exprimată. În fine, definiția autoreferențială
O iau pe cea pe care a propus-o un filozof italian, Gianni Vattimo, care spune așa, a fi modern, nu, modern este omul pentru care faptul de a fi modern este fundamental. E o definiție autoreferențială, dar are meritul că pune în lumină timpul. Nici una dintre, cu excepția primeia, modo, care este de acum, nu pune în lumină atât de bine temporalitatea cât pune definiția autoreferențială. Pentru că a fi modern înseamnă două lucruri. Înseamnă a înțelege că suntem în temporalitate și înseamnă, doi, a înțelege că suntem făcuți din timp. Ori asta este o revoluție de situare uluitoare și pune în lumină problema noastră, tradiția. Deci modern este omul pentru care faptul de a fi modern este fundamental. Și într-adevăr, gândiți-vă, pentru noi este fundamental faptul că suntem de acum. Pentru noi are miez faptul că suntem de acum. Pe noi ne fascinează timpul și faptul că el curge, că el duce, că el antrenează, ne antrenează pe noi, dar ne duce undeva. Suntem interesați, fascinați de faptul de a fi în timp. Asta e o poziție fundamental non-greacă. E o poziție non-indiană. Este o poziție non-japoneză. E o poziție non-chineză. Este o poziție pur europeană. De unde derivă ea? Din creștinism, după părerea mea, adică e clar asta, nu-i după părerea mea. Acum m-am prefăcut că nu știu despre ce e vorba. Nu, așa este. Și dovada, așa, ca să spun așa, rapidă, este faptul că primii care au avut conștiința că sunt moderni, adică pentru care faptul de a fi atunci, acum pentru ei, era definitoriu în raport cu ceea ce prețuiau foarte mult și asta era dubla antichitate, antichitatea greco-romanilor, antichitatea clasică, să-i spunem, și antichitatea părinților bisericii. Ei știau bine că nu sunt contemporan cu Ioan Damaschin, cu Maxim Mărturisitorul, cu marii capadocieni, cu Origen, pe care îi venerau, cu Dionisie Areopagitul, îi venerau. Știau bine că nu sunt de acolo. Și au inventat metafora aceea a lui Bernard din Chartres, din secolul al XII-lea, care este, noi suntem pitici, dar vedem mai bine decât înaintașii noștri, pentru că ne-am cățărat pe umerii giganților care ne-au precedat. Giganții sunt cei pe care îi venerau Antichitatea Clasică, Sfinții Părinți ai Bisericii. Dar ei se știau pitici. Dar nu-i neliniștea asta, pentru că, și nu era iștrufie, era precizie. Ei știau că văd mai bine decât cei pe care îi venerau. De ce? Pentru că se suiseră pe umerii lor. Și aveți aici deja ideea de progres al cunoașterii. O idee care este non-greacă, non-romană, dar este creștină. Din acest motiv spun că temporalitatea este o consecință a teologiei creștine într-un mod pe care nu-l pot aici decât enunța. Și problema în această lumină a modernității pe care am zugrăvit-o, cum se articulează problema tradiției? Problema tradiției vine din ruptura. Din faptul că omul care se știe de acum definește faptul că ești de acum prin faptul că nu mai este identic cu ceea ce a lăsat în spate. Traditio însemna și ceea ce este lăsat în spate. Problematica modernă a tradiției și, insist, unica problematică a tradiției decurge din modernitate. Nimeni nu are problema tradiției decât dacă este modern. Altfel, tradiția este, și acum voi enumera etapele istorice ale tradiției, tradiția este invizibilă.
pentru bunicii sau străbunicii noștri țărani, presupunând că i-am avut, care țineau de o cultură rurală, din multe puncte de vedere o cultură neolitică, care ca un soi de relict arheologic, ca un soi de fosilă vie, a supraviețuit grație înapoierii. Ce înseamnă înapoiere? Înseamnă absența modernității. Deci, grație absenței modernității, această cultură sătească, rurală, a supraviețuit până adânc în secolul 20 în țara noastră. Bunicii și străbunicii noștri nu participau la temporalitate, nu participau la modernitate. Pentru ei tradiția, nu, dacă eu încercam lui mama mare sau lui tata mare să-i spun că ei sunt tradiționali, era straniu pentru ei. Ei nu aveau nevoie de un cuvânt precum tradiție pentru a desemna ce sunt ei. Pentru că pentru ei tradiția era invizibilă. Era invizibilă pentru că era identică cu ei. Ea devine vizibilă în momentul în care apare ruptura. Iar ruptura apare numai în momentul în care pășim în modernitate. În acel moment există un lucru care este lăsat în spate și se pune problema dublă. Dacă e lăsat în spate, înseamnă că nu mai este identic cu mine. Dacă nu este identic cu mine, atunci am câteva opțiuni. Ce fac? Îl abandonez, îl păstrez parțial sau îl trec mai departe? Problematica tradiției este consecința directă, imediată și unică a faptului de a fi modern. Adică de a te vedea că ești de acum și că există ceva ce tu nu mai ești și care este în spate. O interpretare este aceea numită tradiționalism. Vă este familiar numele lui René Guénon sau a lui Julius Evola? Sunt doi gânditori, primul francez, al doilea italian, care au inventat noțiunea de tradiție cu T mare. Tradiția este ceva care se află în trecut, se află in illo tempore, în acel timp care nu mai este actual și în care, potrivit credinței lor, fusese formulat un sistem al adevărurilor ultime pe care trecerea timpului le-a uitat, le-a deformat, le-a mutilat, le-a transformat într-un fel care le-a făcut de nerecunoscut. Un adept al tradiționalismului, în acest sens, este cel care are cheia pentru care poate reface acest sistem de adevăruri din timpul trecut, din acel timp, illud tempus. În cultura noastră, trebuie să știți, René Guénon a avut momentul lui de mare înflorire în perioada interbelică. Aproape n-a existat un intelectual, fie că era de acord, fie că nu, care să nu fi citit Guénon. Evola a fost mai puțin citit, dar Guénon a făcut prăpăd la noi, a fost una dintre marile glorii intelectuale ale culturii române, despre care nu se vorbește. Mircea Eliade a fost profund, profund influențat de Guénon. Oricine cunoaște Guénon știe cât îi datorează, anume enorm, Mircea Eliade lui Guénon. Guénon nu era un idiot, era un țicnit, dar era un om briliant. El poate fi citit dacă, mă rog, personal nu sunt un adept al tradiției. Dacă sunteți adepți ai tradiției, atunci o să muriți de plăcere citindu-l. Dar pentru cine nu este un adept al ideii de tradiție, citirea cărților lui rămâne în continuare profitabilă pentru că el era briliant de inteligent. În plus era francez. Asta îl făcea, nu pentru că suntem aici, la Institutul Francez, dar francezii când sunt inteligenți,
nu când sunt proști, au un tip de, de profunzime care este remarcabil. Profunzimea germană este de un anumit tip. Profunzimea franceză este de alt tip. Și este, mă rog, dacă știți despre ce vorbesc, înțelegeți imediat, Guénon are această inteligență franceză care face o clarificare remarcabilă. Nemții ar spune, care sunt mai neguroși, că simplifică foarte mult, dar face o remarcabilă expunere a lucrurilor pe care el le vede. Acest mod de a trata tradiția, doar l-am menționat, ca să știți că el există, dar nu el mi se pare important, pentru că el reifică tradiția. Ce face el este să spună că tradiția este complet în spate, e prima premiză, presupoziție, a doua este că ea este completă, că nu mai e nimic de aflat dincolo de ce ea deja este, și trei, că a cunoaște înseamnă de fapt a face arheologie. Cu niciuna dintre aceste premize eu nu sunt de acord. Le-am menționat pentru a vedea o modalitate de a te raporta la tradiție de îndată ce ai înțeles că ruptura există. Firește că toți tradiționaliștii sunt antimoderni. Prin antimodern, ei sunt împotriva acestei rupturi care este fondatoare în raport cu modernitatea. V-am spus că există o conștiință falsă a atribuirii rupturii. Toți gânditorii moderni, prin care noi definim modernitatea, cum este cazul lui Galileo Galilei în științe, cum este cazul lui Descartes în filozofie și în științe deopotrivă. Toți modernii situează ruptura la ei, adică în secolul lor, al XVII-lea. Ei nu vorbesc de o ruptură pe care deja au moștenit-o, dar este o conștiință falsă. Provine din faptul că primele vedete propagandistice din istoria culturii europene sunt gânditorii din secolul XVII, sunt gânditorii moderni. PR-ul lor este extraordinar de dezvoltat și ei sunt primii promotori ai imaginii lor de novatori absoluți. Lumea începe cu noi. Băieți, fete, noi suntem. Și, într-adevăr, luminile istoriei s-au pus pe ei într-un fel în care au zis, bă, ăștia au dreptate, ei sunt oamenii. Dar nu erau ei oamenii. Ei veneau în urma unei rupturi care se produsese nu cu o conștiință a rupturii, așa cum ei au făcut-o. Noutatea lor este că ei vin cu o conștiință a rupturii din care extrag o ideologie a rupturii. Dar ei moștenesc o ruptură care este lentă, este progresivă și ea se produce probabil nu în secolul XII, când deja există o conștiință a ei, ci în secolul al XI-lea, ceea ce corespunde cu ruptura dintre creștinismul grec, rămas în Bizanț, din care noi, ortodoxia, provine, și creștinismul occidental, latin, care, după schismă, e o coincidență sau nu știu, devine altceva decât ceea ce moștenise. În cultura europeană, ruptura este moștenită prin Marea Schismă din 1055, de fapt. Și modernitatea, dacă este să stabilim când începe să se nască, se naște odată cu această repoziționare în care tradiția joacă un rol important. Pentru că raportarea față de celălalt în spate, față de lucru care te-ai rupt, devine parte a identității tale. Deci, tradiția este ceva care s-a construit în timp, în funcție de conștiința și poziția față de celălalt în spate a oamenilor de acum, a celor care sunt moderni. Prin urmare, atâta timp când vom fi moderni, cu o singură excepție pe care o să o menționez la final,
tristă posibilitate. Problematica tradiției se pune pentru noi. Pentru că dacă nu mai vrem să auzim de tradiția clasică, gândiți-vă, noi spunem așa, moderni. Toynbee fixa după crahul bursei de la Viena, 1872, să zicem, pe acolo, sfârșitul modernității și începutul postmodernității. Cum? Atunci? Deci ideea că modernitatea evoluează în raportul ei față de ruptura, față de trecut și în raport cu trecutul pe care lasă în spate și felul în care ea însăși se prezintă ca conștiință de sine, deci ideea că modernitatea avansează e foarte veche. Postmodernismul ca termen n-a fost inventat în arhitectură pentru un stil și așa mai departe după al doilea război mondial. Încă Toynbee, ca istoric, când a trebuit să evalueze cum arăta secolul XIX înainte de dispariția sau intrarea în criză a marilor partide liberale în Occident, ceea ce s-a întâmplat în anii 80 ai secolului al XIX-lea, a simțit nevoia să găsească un termen de ruptură și a spus postmodern, adică ceva care vine după modernitate. Gândiți-vă la toate numele care pululează a modernismelor în artă. Simți nevoia ca în interiorul modernismului să găsești nume și uneori simți nevoia să le definești temporal și spui artă contemporană, artă supercontemporană. Bun, dar ce o să fie peste 10 ani? O să fie artă hipercontemporană. Contemporanitatea se mută cu noi, nu rămâne în spate. Cei care erau moderni în anii 20-30 în pictura noastră, acum sunt considerați cum? Pentru că moderni suntem mereu. Dar pentru asta trebuie să găsim un termen care simțim nevoia ca Gianni Vattimo, pentru că pentru modern, faptul de a fi modern este important, este fundamental, să conțină felul în care descriem modernitatea noastră, să conțină poziționarea temporală. A fost genial când arta modernistă artei moderniste s-a spus că îi succede arta contemporană. Dar cel care a dat acest nume n-a știut că contemporaneitatea avansează și că peste 20 de ani alții vor fi contemporanii care vor fi la fel de legitimi ca cei din trecut să se numească contemporani. Ideea de post este foarte modernă. În momentul în care pentru prima oară la Paris Roger Fry, un pictor, dar și un curator foarte important, i-a adus pe impresioniștii francezi sau pe ultimii pictori francezi moderni în 1910 la Londra cu o primă expoziție în care puteau fi văzuți Van Gogh, Gauguin, Cézanne, alături de Édouard Manet și de Claude Monet, impresioniști, simțea că ăștia pe care îi aduce sunt mai up-to-date decât impresioniștii. Și atunci le-a spus, cu un termen genial care s-a prins imediat, post-impresioniști. Avea nevoie de un termen prin care să descrie prin ce anume Cézanne nu e Manet, deși vine din el. Și a spus post-impresioniști. Cariera lui post este strâns legată de conștiința de sine a faptului de a fi modern, care curge, cât timp va dura modernitatea. Din acest motiv, tradiția se schimbă enorm. Dacă în secolul al XVII-lea, 5 minute, tradiția era ce trebuie lăsat obligatoriu în urmă pentru ca noi să fim, în fine, autonomi moderni, părea să fie simplu pentru ei, dar asta s-a făcut cu prețul unei fraude istorice. Noi astăzi, istoricii știu bine că Galileo Galilei nu a inventat teoremele lui din dialoguri despre cele două sisteme ale lumii și din
ultima lui carte din 1632, ci le-a luat de undeva. Și anume le-a luat de la scolastici, din mari scolastici, de la Merton College, de la începutul secolului al XIV-lea, și mari scolastici de la mijlocul secolului al XIV-lea, de la Universitatea Pariziană, care au demonstrat teoremele pe care el însuși le-a reluat în nume propriu. Deci e o fraudă, care nu e plagiat, dar e o fraudă prin care modernii din secolul al XVII au putut pretinde că ei se separă definitiv de tradiție. Noi astăzi nu mai putem asuma această fraudă pentru că suntem post. Cine mai este postmodern? A se slăbi. Suntem postmoderni. Și vom fi postmoderni. Cu o conștiință a contemporaneității noastre care este mereu nouă și față de care tradiția mereu se redimensionează. V-am spus că o să vă pomenesc de Hobsbawm, care a inventat noțiunea de invenția tradiției. Ce înseamnă o tradiție inventată? Ca români știm foarte bine, când ne ducem la Iași, vedem Palatul Culturii. Palatul Culturii este într-un stil neogotic. El a fost făcut de un arhitect, Berindei, care el a avut ideea acestui neogotic. Dar te duci la Londra și vezi Palatul Westminster, Palatul Parlamentului. Palatul Parlamentului a fost ridicat după ce vechea clădire a fost arsă în 1830 ceva și până la urmă ideea a fost să-l reconstruiască. L-au reconstruit cum? L-au reconstruit în ideea de a-l face tradițional. Și l-au făcut tradițional într-un stil care nu era englez, dar îi corespundea ideii de tradițional care agita atunci sensibilitățile oamenilor și l-au trântit neogotic. La fel au făcut cu palatul, pe structura vechiului palat domnesc de la din Iași, era un neoclasic și îl făcuse un englez. Pentru Sturza, parcă în anii 30-40 și ai secolului al XIX-lea. După care a fost înlocuit și un român a făcut-o pe un stil neogotic. Tradiția noastră nu este neogotică, dar tradiția, ideea europeană, paneuropeană de vechi, de tradițional, era neogoticul și l-a trântit. Astăzi nu-l place foarte mult, dar este postiș, adică este o tradiție inventată. Deci în sensul ăsta, Hobsbawm are dreptate. Există tradiții inventate. Crăciunul, bradul de Crăciun, Moș Crăciun, Santa Claus, chestiile astea, sunt inventate. În sensul că, ce înseamnă o tradiție inventată? Este ceva ce apare pe piață, dar apare ca legând prezentul de ceva din trecut. Asta e frauda. În sensul ăsta este inventat. Dar tradiția la care eu mă refer, nu este o tradiție inventată. Este o tradiție căpătată. De fapt, tradiția este ceea ce vine din spatele meu, fiind lipit de spatele meu, trece prin mine, mă transformă, eu însumi o transform și trece prin pieptul meu în fața mea, adică spre locul spre care mă îndrept. Tradiția poate fi înțeleasă ca o tradiție care e colectivă, dar și o tradiție la purtător. De fapt, nu există colectivități. Colectivitățile sunt invenții. Există doar oamenii. Și ceea ce numim, de fapt, colectivități este conexiunea, conectivitatea dintre capetele noastre, dintre mințile și sufletele noastre, care pun în comun reprezentări care ne conving că sunt obiective, că sunt între noi. Dar totul pleacă din individ. Și când indivizii sunt împreună, creează aceste realități pe care le considerăm colective și independente de noi. Dar absolut totul pleacă din individ. Prin urmare, orice tradiție colectivă este o tradiție la purtător. Dacă cumva am putea, brusc, să fim conștienți de tot ce este în noi tradiție, atenție, tradiție înseamnă ceva care mă străbate. Tradiția nu este această foaie de hârtie, nu este tradiția lui genom, nu este lucrul care este radical în spatele meu și care este încheiat. Nu este un obiect, este un proces
care implică trecerea lui prin mine. Dacă prin absurd noi am devenit conștienți de toate premizele tradiției, adică lucrului care vine din noi, trece prin noi și trece mai departe, atunci am putea decide, într-un fel manipulatoriu, așa cum manipulăm iPhone-ul, pac, 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 păi la asta renunțăm și pe ăsta îl luăm mai departe. Nimeni nu poate face asta. Și nu poate face pentru că ceea ce numim tradiție este de fapt parte din ființa noastră. Să vă spun ce înseamnă tradiție. Acum două zile am făcut o chestie genială aici la deget. Am scos, cum sunt astea de ras, așa, în care se lama e cu trei sau patru de alea, nu te poți tăia, așa sunt de inteligent făcute. Dar ele sunt detașabile. Și am pus-o greșit, am pus-o cu lama în sus. Am făcut acolo așa și ca un milițian eu am câștigat. Și când am pus pe asta, am văzut că alunecă. Și mi-am zis, bă, dar ce se întâmplă aici? Sunt tocite deja? Și bineînțeles că ca românul am zis, bă, ăștia le-au făcut nasol. M-am uitat și nu mi-am dat seama, pentru că sunt chior, când mă rad n-am ochelarii, și am zis, ce se întâmplă aici? Și am făcut așa, exact ca pe cală. Am zis, ce tâmpenie e asta? Și am dat cu mâna și m-am tăiat înspăimântător. Deci nu vă pot spune cât de rău. A țâșnit sângele peste tot. M-am tăiat exact pe încheietura de la falange. Adică partea asta care se... Ceva îngrozitor. Mi-am pus ochelarii să văd ce se întâmplă. Că n-am înțeles. Și mi-am dat seama ce idiot sunt în fine. Dar vă spun următorul lucru. Venind așa, am dat zăpada, gheață, nu știu ce, în fine, i-am spus Elvirei, cu apă caldă ca să pot să... Și am remarcat că nu mi s-a redeschis. Și am zis, băi, dar ce, cum funcționează chestia asta? Și pentru că veneam să vă spun despre tradiție, mi-a picat fisa. Tradiția înseamnă și asta. Tradiția înseamnă faptul că corpul meu are o structură de ordine care îi vine din faptul că este alcătuit, cum este alcătuit, și el știe cum să refacă treburile. Tradiția este și acest lucru. Prin urmare, ca să închei, tradiția trebuie înțeleasă ca o consecință a faptului că noi suntem moderni. Numai pentru moderni tradiția constituie o problemă. Pentru că problema este, vorba lui Lenin, la ce moștenire culturală renunțăm. Modernul este cineva care se situează prin consecința acestei rupturi de fapt prin care el se situează acum. Modernul este cel care se situează, deci, față de ceea ce a trecut, într-un fel care îi ridică problema acceptării sau renunțării a ceea ce este în spate. Tradiția nu este ceva cum sunt datinile. Tradiția nu este ceea ce vedeți în cărțile lui Simeon, Florea Marian sau al lui Candrea ca fiind datinile folclorice. Asta este o viziune complet greșită. Tradiția nu are de-a face, decât într-un sens foarte reificat, cu aceste lucruri. Tradiția este raportul nostru temporal cu ceea ce constituie, de fapt, în mod inevitabil identitatea noastră. Că este biologică, în cazul ăsta, că este culturală, că este filozofică și așa mai departe. Tradiția este ceva cu care te poți lupta, pentru că suntem moderni, numai modernii se pot lupta cu tradiția, dar este ceva din care nu poți ieși. Este un orizont, de fapt, indepasabil al felului în care noi suntem situați în lume. Noi toți ținem de o tradiție. Și dacă nu ținem de o tradiție constituită, ținem de tradiția pe care o constituim noi. Noi avansăm nu așa cum suntem decupați spațial,
Nu ca sfinții cu o aură, pentru că nu suntem sfinți, dar o aură tot avem. Este aura formată de ceea ce purtăm cu noi, ca venind din spatele nostru și ducem cu discernământul nostru mai departe. Inovația profundă pe care au introdus-o modernii este că au creat noțiunea de tradiție, înainte nu exista, era invizibilă, cum v-am spus, și al doilea, că acea tradiție a devenit automat tradiție la purtător. Tradiția este întotdeauna tradiție la purtători. Și în fiecare dintre dumneavoastră, tradiția își joacă supraviețuirea. Ce înseamnă tradiție? Păi, toate acele multe lucruri care apar în etimologia cuvântului tradiție. Nu este un ansamblu închis, ideologic, de lucruri. Cum ne îmbrăcăm, cum ne mișcăm, cum facem curte, cum sărutăm, cum imaginăm, toate astea vin din tradiție. Tradiția e, de fapt, orizontul indepasabil a ceea ce nouă ne conferă, ceea ce Max Weber numea raționalitate de orientare și raționalitate valorică. Noi nu putem avea nici valori, nici orientare în afara acestui lucru. Iar când credem că am transcens tradiția, de fapt, noțiunea de tradiție la purtător a creat pentru noi un fel de am constituit noi o tradiție în care, față de care raportăm această raționalitate de valoare și raționalitate de orientare. Există o posibilitate și cu asta închei. Deci prima etapă e când tradiția e invizibilă. Tradiția devine vizibilă cu modernitatea. Aha, vreau să vă, așa. Și a treia etapă este când tradiția încetează să se mai formeze. Tradiția se formează continuu pentru că noi trăim împreună. Asta e. Și faptul că venim de undeva, noi nu suntem niște artefacte, nu suntem produși de în Silicon Valley de iPhone. Pentru că avem părinți, părinții au părinți și așa mai departe, noi venim de undeva. Acest lucru este cu noi, fie că vrem, fie că nu. Este datul nostru identitar. Dar se poate întâmpla următorul lucru. Se poate întâmpla și deja se întâmplă că noi începem din ce în ce mai mult să nu mai fim definibili prin noi. Eu începe din ce în ce mai mult să nu mai fie definibil prin eu însumi. Pentru că tehnologia îmi permite acest lucru. Memoria mea este delegată pe silicon în cea mai mare măsură. Această facultate uluitoare, care este facultatea de produs imagini, imaginația, cu componenta ei de stocare, care este memoria. Pentru antici, memoria făcea parte din imaginație, pentru că memoria stoca imaginile, iar imaginația era o facultate magnifică, mirifică, pentru că producea imagini, producea plăsmuiri, era ceva uluitor. Toți erau uluiți de ea, și Platon, și Aristotel, și Plotin. Erau fascinați. După aceea creștinii din Evul Mediu Latin, Toma d'Aquino, ajunseseră prin a spune că fără imaginație gândirea nu e cu putință. Pentru că primară în raport cu rațiunea este faptul că rațiunea se sprijină pe facultatea care produce reprezentări, imagini. Ei bine, imaginile acum sunt produse de bazele de date de imagini, de calculatoare, de nu știu ce. Din ce în ce mai mult facultățile mele sufletești fundamentale sunt produse de dispozitive din afară. Îmi pot imagina că pe această cale manifestul cyborgului, care a fost lansat de o nebună în anii 80, va prinde contur. Vom fi și întrupați ca cyborgii și cu facultățile noastre sufletești delegate sau încorporate într-o manieră tehnologică. Atunci, cred, va fi următorul moment în care
tradiția va deveni invizibilă. Dar va deveni invizibilă nu pentru că oamenii nu sunt conștienți de ea, pentru că sunt identici cu ea, ci pentru că nu va mai exista o identitate pentru care tradiția să mai aibă sens. Și atunci ciclul se va închide, vom fi niște iPhone-uri minunate. Există un gânditor german, Günther Anders, care într-o carte superbă, titlul este Die Antiquiertheit des Menschen, anume despre faptul de a se fi învechit al omului, despre obsolescența omului, în care el are această idee, i-a venit în 41 sau 42, era un geniu, că omul care se plimbă printre artefactele tehnologice se simte rușinat de imperfecția lui. El nu e perfect. Astea sunt perfecte. Și uitați-vă, pe cât de imperfecte par artefactele tehnologice făcute în anii 40, în anii 60, în anii 80, față de cele de acum, așa vor fi cele de acum în lumina celor de peste 10 ani. Noi ne învechim. Noi nu mai suntem actuali cu biologia noastră. De aici manifestul cyborgului. Pentru că omul se rușinează că nu are perfecțiunea obiectelor tehnologice. Iar dacă el se rușinează, cum spunea Günther Anders, de acest lucru, este că el nu mai vrea să fie el. El nu mai vrea să fie un sine. El vrea să fie un iPhone. Și atunci problema tradiției nu se va mai pune. Dar atunci nici nu vom mai fi moderni. Mulțumim enorm!